Bună ziua, bună dimineața! Sunt Richard Constantinescu și sunt onorat să prezint această ceremonie și dacă veți consulta dicționarele de etimologie, veți vedea că are o profundă legătură cu religiosul, cu sacru, acest cuvânt. Și dacă toți suntem împreună universități diverse, dar care au un numitor comun, mi-am adus aminte astăzi dimineață că atunci când Alexandru Ioan Cuza, cel care la 1860 în corpul central al universității înființa prima universitate modernă a României, la un moment dat a spus așa: când a fost investit, m-am culcat om obișnuit și m-am trezit domn al Moldovei. Așa și dumneavoastră, mă refer la cei din anul întâi, ați intrat în această sală tineri și veți ieși după această ceremonie studenți ai Universității de medicină Grigore T. Popa din Iași. Și dacă e să ne gândim, pentru că la toate manifestările acestea sunt foarte multe simboluri, sunt foarte multe ritualuri, au ele vreo semnificație? Evident că orice manifestație a vieții are caracterul acesta de sacru, de simbol, și logo-ul și tot ce vedeți că înconjoară universitatea are acest simbol, simbolistică specială. De aceea și imnul pe care vă invit să-l rostim, să-l cântăm împreună, imnul de stat al României, are și el o simbolistică specială. Iar această deșteptare la care pun cu altă conotație în vremurile când s-a compus, ne invită cumva la o deșteptare și barbarii aceștia de tirani suntem de fapt noi, tiranii interiori, la care e bine, plecând de la această ceremonie, să medităm și să ne deșteptăm de la acest 24 septembrie înspre viața ce ne-a mai rămas. Așa încât vă invit împreună să asistăm la intonarea imnului de stat al României. Mulțumim. Salut conducerea universității, membrii Consiliului de Administrație și Senatul Universității, cadre didactice și studenții. Și este interesant că în sala aceasta este un condensat planetar. Gândiți-vă câți părinți, studenți din atât de multe țări sunt împreună și suntem împreună aici. Se află alături de comunitatea universității noastre reprezentanții mediului universitar ieșean și o să-i numesc și îi salut: domnul profesor universitar dr. Tudorel Toader, rector al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, domnul profesor universitar dr. Inginer Iulian Aurelian Ciocoiu, președintele Senatului Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, domnul profesor universitar dr. Liviu Dan Miron, prorector al Universității de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad,
Domnul profesor dr. Aurelian Bălăiță, rector al Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași. Mediul preuniversitar este reprezentat de doamna profesor Luciana Antoci, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași. Salut prezența autorităților locale, domnul prefect Petru Bogdan Cojocaru, instituția prefectului județului Iași, domnul Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași și domnul primar Mihai Chirica. De asemenea, reprezentanții cultelor religioase, domnul Lucian Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, care va transmite mesajul înalt preasfințitului mitropolit Teofan, și preot dr. Lucian Păuleț, profesor la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif, care va transmite mesajul excelenței sale, monseniorul Iosif Păuleț, episcopul diecezei romano-catolice din Iași. În continuare, îl invit în fața dumneavoastră pe profesorul dr. Viorel Schipcaru, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași. Domnule rector! Domnilor rectori, prorectori, reprezentanți ai universităților ieșene, domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, distinși reprezentanți ai mediului universitar și preuniversitar ieșean, distinși reprezentanți ai cultelor religioase, stimați colegi, membri ai comunității academice ale Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa, dragi studenți, stimați părinți. Îmi revine o dată în plus bucuria și onoarea de a vă spune bun venit la începutul unui nou an universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași. În primul rând, aș dori să le urez bun venit studenților din anul întâi, care se alătură astăzi familiei noastre academice. Vă felicit pentru reușita de a ajunge aici, pentru că știu că a presupus mult efort, învățare și dedicare. Sunteți aici, în această aulă, pentru că ați demonstrat curiozitate, pasiune și voința de a deveni medici, stomatologi, farmaciști sau bioingineri medicali. Ziua de astăzi va fi una memorabilă pentru fiecare dintre voi, aici, acum, începe drumul vostru în viața profesională, iar drumul pe care l-ați ales este unul frumos și nobil, dar și dificil și plin de provocări în egală măsură. Noi, corpul academic al UMFI Iași, suntem aici să vă sprijinim și să vă ghidăm în această călătorie excepțională de învățare și descoperire. Ne străduim să oferim studenților noștri o educație de înaltă calitate, bazată pe cercetare și practică clinică, pentru a-i pregăti să fie printre cei mai buni în specializările pe care le aleg. În egală măsură, promovăm valorile etice și umaniste, care sunt, de asemenea, fundamentale în exercitarea profesiei de medic, stomatolog, farmacist sau bioinginer medical. Rolul educației este de a te învăța să gândești intens și critic. Inteligență plus caracter, acesta este scopul adevăratei educații, spunea Martin Luther King Jr., iar cuvintele sale sunt perfect valabile și astăzi. Sigur, în sălile de curs și în laboratoare, veți învăța o multitudine de lucruri concrete, practici și manevre medicale, compuși și reacții chimice, anatomie și funcții biologice și așa mai departe. Dar la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași ne dorim să vă învățăm cu mult mai mult de atât. În viziunea noastră, educația înseamnă nu doar pregătirea ca specialiști în diversele arii medicale, dar și formarea voastră ca oameni care vor continua România de mâine. În zilele noastre, educația înseamnă cu mult mai mult decât o hiperspecializare într-un domeniu îngust. Educație înseamnă și o cultură generală care să vă permită o perspectivă vastă și corectă asupra lumii în care trăim. Înseamnă, în egală măsură, adoptarea unor standarde morale
care să vă ajute să vă păstrați verticalitatea atunci când viața vă va încerca. Nu în ultimul rând, educația înseamnă dobândirea și consolidarea în timp a unor principii călăuzitoare care vă vor defini ca oameni în familie și în societate. Este un model de educație modern și foarte necesar în societatea în care trăim astăzi și totodată este una dintre fațetele excelenței în educație pe care conducerea acestei universități și-a asumat-o ca misiune principală în ultimii 8 ani. Contemporan cu noi și cu lumea în permanentă schimbare în care trăim, scriitorul american Alvin Toffler a anticipat pe bune dreptate că analfabetul viitorului nu va fi persoana care nu poate citi, ci persoana care nu știe să învețe. Niciodată în istoria sa, umanitatea nu a avut mai aproape, mai la îndemână, izvoarele cunoașterii ca acum. Informația nu stă închisă în tomuri prăfuite prin biblioteci greu accesibile. Informația e acum de cele mai multe ori la un clic distanță. Consecința acestui adevăr o vedem în viteza progresului științific și tehnologic din vremurile noastre. Dacă în trecut salturile științifice și tehnologice se măsurau în epoci sau mai târziu în secole, astăzi progresul se măsoară în decenii sau chiar în ani în unele cazuri. Un exemplu simplu, dintr-un domeniu care cu siguranță vă este familiar, prima mașină de calcul electronică, numită astăzi computer, se numea ENIAC, a fost inventată în 1945 și cu ușurință umplea o cameră. În 1969, misiunea Apollo 11 realiza aselenizarea asistată de un computer care astăzi nu ar fi suficient de puternic încât să pornească cea mai banală aplicație de pe telefonul dumneavoastră. În anii 70 se puneau bazele primei rețele de calculatoare numită ARPANET, care a evoluat în internetul pe care îl știm astăzi. Iar astăzi, noi înșine avem șansa de a trăi pe viu un nou salt tehnologic, inteligența artificială, devenită acum suficient de accesibilă încât să o putem integra pe scară largă în vari domenii de producție și cercetare, inclusiv în cercetarea, dezvoltarea tehnologică și chiar practica medicală. Așa va arăta lumea în care veți profesa dumneavoastră, studenții de astăzi și profesioniștii de mâine. Este evident că într-o astfel de lume, învățarea va trebui să fie un proces continuu dacă veți dori să rămâneți competitivi. Iar pentru că acest efort continuu să fie unul sustenabil, va trebui să știți cum să învățați eficient. De aceea, alături de colegii mei din corpul academic, ne propunem nu doar să vă învățăm medicină, ci să vă deprindem să învățați singuri, să aveți permanent reflexul curiozității și imboldul autodepășirii. Ca rector, vă asigur de preocuparea continuă a conducerii universității de a vă susține în acest demers prin oferirea de condiții și facilități de studiu la nivelul excelenței academice pe care mi-o doresc în universitatea noastră. A fi student nu e doar despre învățare și cercetare. Anii de studenție reprezintă și ocazii de a construi relații, de a vă dezvolta abilitățile de comunicare, de a vă implica în activități extracurriculare și a contribui direct la bunăstarea și renumele comunității noastre academice. Vă încurajez să vă implicați cât mai mult în activitățile organizațiilor studențești, în voluntariat și în proiecte sociale pentru a vă dezvolta ca persoane și pentru a contribui la binele comun. Vă asigur că, în timp, veți descoperi că tot acest efort a meritat cu prisosință. Vă salut așadar cu drag pe toți cei 1431 de boboci de la liniile de predare în limba română și pe cei 596 proaspăt studenți la liniile de predare în limba engleză și franceză, pe cei 190 de studenți din primul an la master și 124 de doctoranzi în primul an. Bine ați venit la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. Ne așteaptă un drum lung împreună. Nu va fi ușor, dar va fi frumos și interesant să descoperim împreună complexitatea profesiei de medic, de stomatolog, de asistent medical, de kinetoterapeut, de farmacist, de bioinginer medical.
Dragi colegi din corpul profesoral al Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. Am pornit împreună în 2016 pe un drum comun. Am format împreună o echipă și mi-ați acordat încrederea și onoarea de a conduce o universitate cu o istorie de aproape 150 de ani pe un drum pe care l-am definit prin sintagma excelență în educație la acel moment. Vă asigur că acesta a fost drumul cu prioritate în viața mea de zi cu zi și că l-am urmat cu maximă consecvență. E un drum care nu a fost ușor întotdeauna. Am trecut împreună cu bine printr-o pandemie care ne-a obligat peste noapte să ne schimbăm radical modul în care eram obișnuiți să ne facem meseria de dascăl în școala medicală. Am făcut-o exemplar, iar universitatea noastră a fost printre primele universități din România care au reușit să mute întreg procesul didactic în mediul online, ceea ce a fost extrem de dificil pentru profilul nostru. Vă mulțumesc o dată în plus pentru extraordinara capacitate de adaptare pe care ați dat dovadă. Tot împreună am parcurs toate momentele fericite de care a avut parte universitatea noastră în ultimii 7 ani, dintre care vreau să amintesc inaugurarea clădirii Nicolae Leon, cea mai mare extindere patrimonială a universității noastre de 1989, și deschiderea centrului de simulare profesor universitar dr. Cristian Dragomir. De asemenea, modificarea și înființarea centrului multicultural. Vom continua și în acest an seria investițiilor pe care ne propunem să oferim suportul necesar atingerii scopului pe care ne l-am propus. Excelența academică. Și pentru că ne aflăm la debutul unui nou an universitar, e momentul potrivit pentru o rapidă trecere în revistă a planurilor de investiții pe termen mediu și scurt pe care le are universitatea, cu impact atât asupra comunității noastre academice, cât și asupra comunității locale. Astfel, procesul de consolidare, reabilitare și modernizare a policlinicii de stomatologie infantilă este foarte aproape de finalizare. Este un proiect demarat din primăvara anului 2019, care va îmbunătăți semnificativ atât calitatea actului didactic desfășurat acolo, cât și impactul serviciilor pe care le oferim comunității. Centrul de cercetări fundamentale, un alt proiect major al universității, în imediata proximitate a universității, este în ultima fază a documentației, înaintea începerii efective a lucrărilor, care au durat estimată de 36 de luni de la obținerea autorizației de construcție. Continuăm și în acest an procesul de renovare și modernizare a infrastructurii campusului universitar. De această dată e vorba de căminul C9, care va beneficia de amenajări interioare și o nouă fațadă. Căminul C10 este următorul prevăzut să parcurgă un amplu proces de reabilitare. A fost finalizată reamenajarea holului central din clădirea principală a universității, un proiect gândit să reflecte arhitectonic îmbinarea dintre tradiție și modernism care caracterizează universitatea noastră. De asemenea, am finalizat proiectul de implementare a unui sistem complet și complex de securizare împotriva incendiilor în corpul principal al universității, o investiție impusă de normele de securitate din instituțiile publice la care și universitatea noastră s-a aliniat acum. Tot într-o fază avansată a elaborării documentației se află și proiectul de renovare a Institutului de Anatomie, care include modificarea șarpantei, amenajarea podului și refacerea fațadei. Institutul de Anatomie este cea mai reprezentativă clădire din patrimoniul universității, cu o valoare istorică și arhitectonică inestimabilă. Este motivul pentru care proiectul amintit este unul foarte complex din punct de vedere al documentației. Pentru Casa Buțureanu, cunoscută de noi, de Casa Buțureanu, am prevăzut un proiect de consolidare și reabilitare, aflat de asemenea în stadiul elaborării documentației și obținerii avizelor necesare. Între proiectele aflate în lucru, în vari stadii de documentare și avizare, amintesc consolidarea, reabilitarea și modernizarea policlinice stomatologice adulți, Bolta, și mulțumim Consiliului Local și domnului primar pentru ajutor, consolidarea, reabilitarea și mansardarea căminului 1 Mai A, proiectarea și execuția unei săli de sport în strada Sărăriei numărul 220, în spatele căminilor din 1 Mai,
Proiectarea și execuția unui imobil nou în imediata vecinătate a universității, care să găzduiască o nouă cantină și spații de recreere pentru studenți și cadre didactice. Aceasta ar fi o radiografie la zi a stadiului investițiilor patrimoniale din universitatea noastră. Departe de a fi o listă exhaustivă a investițiilor pe termen scurt și mediu ale UMFI Iași, proiectele pe care le-am enunțat anterior sunt cele care considerăm că merită prioritizate din perspectiva impactului pe care îl vor avea asupra activităților didactice, a calității vieții din campus și a implicării pe care ne-o dorim în comunitatea locală. Toate aceste proiecte, și nu numai ele, sunt noi borne pe drumul pe care ne-am angajat să-l parcurgem împreună în 2016, spre o țintă comună, excelența în educație, așa cum am spus. Avem așadar multe de făcut în continuare, drumul e încă departe de punctul său terminus. Va fi alegerea dumneavoastră în curând dacă vom continua acest drum împreună. Revenind la semnificația zilei de astăzi, când ne aflăm la începutul unui nou an universitar, vă doresc, dragi studenți, să aveți înțelepciunea de a pune școala, educația dumneavoastră înaintea oricăror alte priorități. Vă doresc de asemenea să găsiți în dumneavoastră scânteia vocațională care face diferența dintre foarte bun și excelent, dar să nu uitați că vocația, talentul sunt atribute irosite în absența unei munci de studiu susținute zi de zi, semestru de semestru. Colegilor mei din corpul profesoral le doresc să găsească și în acest an resursele de răbdare și perseverență necesare la catedră și în laborator și în egală măsură să simtă satisfacția muncilor în rezultatele excelente pe care le așteptăm de la studenții noștri. Acesta este, în fond, rostul nostru, rațiunea noastră de a fi dascăl de școală medicală. Împreună, profesori și studenți, alcătuim o comunitate, un organism viu. Această comunitate, care numără 926 de cadre didactice, 9.908 studenți, 359 de masteranți, 508 doctoranți, 3.948 de medici rezidenți, există și se exprimă prin fiecare componentă a sa. Doar lucrând împreună, doar colaborând permanent pentru atingerea scopurilor academice pe care ni le-am asumat, putem în fiecare zi, gram cu gram, mai multă greutate să dăm numelui nostru comun, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. Este realmente un motiv de mândrie, dar și o imensă responsabilitate să fii parte a comunității noastre academice. Vă mulțumesc pentru această onoare și vă doresc succes în a duce mai departe misiunea pe care ne-am asumat-o împreună, excelența în educația academică. Nu aș vrea să închei fără un gând pentru comunitatea academică ieșeană. Începem o nouă etapă în parteneriatul dintre universitățile din Iași. Căutăm să dezvoltăm o viziune comună și să adoptăm o abordare unitară în sectoarele esențiale, precum cercetarea științifică, pentru a aduce beneficii semnificative atât pentru mediul academic din Iași, cât și pentru comunitatea locală. Vă doresc un an universitar plin de reușite, inspirație și satisfacție. Să avem un an minunat împreună, în care să creștem și să evoluăm în mod constant. Vivat, crescat, floreat, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. Mulțumim, domnului rector. Doamna ministru al educației, Ligia Deca, din păcate nu a putut fi alături de noi, așa încât ne trimite salutul domniei sale printr-un film pe care vă invit să-l urmărim împreună. Stimate domnule rector, onorați membri ai comunității universitare, dragi studenți, mă bucur tare mult să fiu alături de dumneavoastră la deschiderea anului universitar pentru Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa Iași. Acest nou an universitar este unul diferit
și special pentru că a intrat în vigoare noua lege a învățământului superior. Această lege conține o serie de programe naționale și de măsuri care sprijină atât excelența, pe care Universitatea dumneavoastră cu siguranță o susține, cât și echitatea în sistemul de învățământ superior. Avem nevoie de mai mulți tineri cu competențe superioare. Știm cu toții că orice economie de valoare adăugată are nevoie de cât mai mulți tineri calificați și de cât mai mulți tineri care pot contribui la nivel universitar, la dezvoltarea economiei. În cazul dumneavoastră, contribuția este cu atât mai semnificativă pentru că nobila meserie pe care v-ați ales-o va contribui nu doar la bunăstarea economică, ci și la coeziunea socială și, în general, la progresul social al țării noastre. Excelența pe care Universitatea noastră a demonstrat-o în repetate rânduri face ca sprijinul Ministerului Educației să fie centrat pe suplimentarea resurselor de care dumneavoastră aveți nevoie pentru a asigura studenților un parcurs educațional de înaltă ținută. Știm că Universitatea dumneavoastră atrage un număr record de studenți străini, știm că absolvenții dumneavoastră reușesc să se integreze rapid în piața muncii, atât în țară cât și în străinătate, și mai știm că acele parteneriate active pe care Universitatea le cultivă fac ca întreaga experiență educațională pentru toți cei care urmează cursurile Universității dumneavoastră să fie una excepțională. Mă bucur tare mult și pentru alegerea pe care studenții dumneavoastră au făcut-o, pentru că meseria pe care o vor avea după aceea este una cu multe provocări, dar și cu multe satisfacții. Rolul medicilor și farmaciștilor în societate nu mai este doar cel clasic de a ajuta pe cei bolnavi. Este și de a adresa provocările globale cu care țara noastră se confruntă. Aici vorbim despre adresarea fenomenului pandemic, vorbim despre rolul deosebit al universității dumneavoastră în a promova educația pentru sănătate în sistemul preuniversitar și sigur că da, vorbim în general despre prevenție, în așa fel încât cetățenii României să fie mai sănătoși și mai împliniți în viitor. Vă urez un an nou universitar cu bucurii, cu succese și cu planuri împlinite. Vivat, crescat, floreat, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa Iași. Mulțumim, doamne ministru, și nu știa domnia sa că universitatea va derula începând din acest an un proiect amplu care se intitulează Universitate pentru Comunitate, ce vizează partea aceasta de interferențe cu educația medicală, cultura și alte aspecte ale societății. O invit la cuvânt pe doamna profesor Irina Draga Căruntu, președintele Senatului Universității de Medicină și Farmacie din Iași. Onorată audiență, domnule rector, doamnelor și domnilor prorector, doamnelor decan, domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, domnilor rector, domnilor prorector, doamnă inspector general, doamnă inspector general, stimați reprezentanți ai mediului academic universitar, membri ai comunității noastre, dragi colegi, dragi studenți și nu în ultimul rând, dragi părinți, în numele Senatului Universitar, în prima zi oficială a anului universitar 2023-2024, vă rog să-mi permiteți să adresez un călduros bun venit studenților din anul întâi, de la toate specialitățile și toate liniile de studiu, română, engleză și franceză, iar membrilor comunității academice, studenți și cadre didactice, urări de succes în toate tipurile de activitate în care sunt implicați. În mod tradițional, în mod clasic, generația noastră și poate și generațiile mai tinere
asociază prima zi de școală cu expresia sună clopoțelul. Ce poate aduce în septembrie 2023 muzicalitatea unui clopoțel real sau virtual care anunță revenirea în amfiteatre, în săli de lucrări practice, în saloane de spital, adică în spațiul vital al procesului de învățământ superior medical? Ce așteptări au unii de la alții, studenții și cadre didactice, ca parteneri egali în procesul de învățământ? Nu este un răspuns ușor de formulat în noua noastră lume digitală, la momentul în care învățământul superior trece printr-o transformare rapidă, cu accente poate uneori chiar dramatice. Din ambele perspective, de la catedră și din bănci, putem face o listă lungă, detaliată, care să includă nu doar toate etapele procesului de predare, învățare, evaluare, abilități și competențe, ci și aptitudini, sentimente și valori. Voi încerca însă să ofer un răspuns mai concentrat. Răspunsul la această întrebare este, în opinia mea, responsabilitate și implicare de ambele părți. În anii în care trăim, medicina, ca și alte domenii, se confruntă cu o dezvoltare extensivă a cunoașterii, în principal prin evoluția tehnologiei care oferă atât de multe posibilități minunate, dar și modificări majore care ne modelează tot mai mult viața și munca. În anii în care trăim, conceptele tradiționale în medicină se schimbă, interferă și devin convergente spre identificarea secretelor corpului uman, astfel încât, prin penetrare la nivel de mecanism celular și subcelular, să putem ajunge la dezideratul major în sănătate, anume medicina de precizie, dedicată fiecărui pacient în parte. Toate aceste provocări sunt și în fața noastră, dar provocările sunt dublate întotdeauna de oportunități. Oportunități pentru dezvoltarea profilului nostru ca dascăli, oportunități pentru formarea studenților noștri ca medici care pot împinge dincolo de posibilitate frontierele cunoașterii. Viața în universitate, ca student și cadru didactic, este responsabilitate și implicare. Astfel, este posibil să continuăm să construim în istoria celor 144 de ani de existență a universității și să schimbăm modul în care succesorii noștri vor gândi despre învățare și predare și vor practica medicina în primele decenii ale secolului 21. Vă doresc un an bun! Domnul președinte, mulțumim. Îl invit să adreseze salutul universităților eșene la început de an universitar pe domnul profesor Aurelian Bălăiță, rector al Universității Naționale de Artă, George Enescu din Iași. Vă rugăm. Domnule rector, doamnă președinte a Senatului, domnule rector, domnule președinte a Senatului, domnule prorector, doamnă inspector general, domnule prefect, domnule președinte a Consiliului Județean, domnule primar, distinși membri ai comunității academice, dragi studenți, distinși oaspeți, suntem foarte bucuroși să participăm la festivitatea de deschidere a noului an universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Trepopa, o sărbătoare deopotrivă universitară, locală, națională și cu reverberații puternice internaționale. Cu acest prilej îmi revine onoarea de a transmite din partea universităților de stat ieșene, toate având relații de colaborare și prietenie bine sudate,
un mesaj de admirație pentru realizările în palierul tradiției și excelenței ale Universității dumneavoastră. De felicitări pentru toți membrii și noii membri și parteneri ai comunității academice, de exprimarea încrederii în tot ceea ce ați făcut, faceți și v-ați propus. La inițiativa sau cu aportul Universității de Medicină și Farmacie s-au concretizat, sunt în derulare sau își pornesc parcursul o întreagă serie de proiecte interuniversitare și transdisciplinare ale universităților ieșene. Suntem recunoscători pentru faptul că v-ați asumat o misiune grea și nobilă, într-un domeniu vital, nu doar prioritar al existenței individuale, colective, globale, cel al sănătății. Că vedeți sănătatea ca un tot, fizic, sufletesc, mental și spiritual. Că sunteți un pol activ pentru dezvoltarea învățământului și cercetării, că vă implicați cu generozitate în realitatea socială. Mulțumim, domnule rector și echipei dumneavoastră, pentru faptul că vă îngrijiți și de sănătatea sănătății și învățământului universitar. Suntem convinși că veți implementa cu mare succes în continuare noua lege a educației, valorificând toate oportunitățile pe care acest nou cadru le deschide. Dragi studenți și noi studenți ai Universității de Medicină și Farmacie, credem că ați făcut cea mai bună alegere, urmându-vă vocația, studiind și formându-vă într-una din cele mai performante universități de profil, cu cea mai bună îndrumare, prin elita medicinei și farmaciei din România, cu cele mai avansate mijloace de învățare și cercetare, cu orizontul deschis pentru formarea dumneavoastră profesională. Vă dorim să fructificați pe deplin oportunitățile pe care universitatea vi le oferă cu generozitate, să vă împliniți visurile, să trăiți așa cum vă doriți. Avem convingerea că noul an academic va fi consemnarea unor noi succese în atingerea obiectivelor pe care actuala conducere și le-a propus cu viziune și determinare. Un nou an universitar rodnic în care sănătatea și pacea să ne înconjoare. La mulți ani Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași, vivat, crescat, floreat! Mulțumim, domnule rector, și vreau să vă mulțumesc și mulțumesc celor doi rectori ai universităților noastre, pentru că s-a întâmplat și transmis și domnului primar. Deci, cum am spus în urmă cu, a spus domnul rector în urmă câteva luni la inaugurarea singurei galerii transdisciplinare și cele mai mari galerii transdisciplinare din România, Salonul de Artă Ștefan Posa, cum spunea domnul rector, visul ce a visat Ștefan Posa, un medic care la 1900 voia să transforme Iași într-un hub cultural, exact în zona în care el își imagina cel mai mare salon de artă și de sprijinire a artiștilor, în clădirea din strada Gheorghe Săulescu, s-a putut, grație inițiativei acestor rectori ai Universității noastre și Universității de Arte, deschis un salon și vă invităm când va începe anul universitar la primul proiect trans, multidisciplinar, neuroștiință și creativitate, unicul care se desfășoară în România. O invit la cuvânt pe doamna inspector școlar general, doamna profesor Luciana Antoci. Doamna profesor. Vă mulțumesc, domnule rector, domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule prefect, distinși membri ai corpului profesoral, dragi studenți, masteranți, doctoranți, sunt deosebit de onorată să reprezint astăzi în acest ceremonial prestigios de deschidere a cursurilor
Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa, segmentul învățământului preuniversitar, ceea ce se constituie în zonă de confluență între cele două segmente de educație. La Iași stă sub semnul excelenței, pentru că, domnule rector, ați invocat principiul care vă ghidează profesia nobilă pe care o aveți de a administra această universitate cu totul și cu totul prestigioasă. Excelența în educația preuniversitară se datorează și faptului că avem un dialog deschis cu dumneavoastră și că găsim de fiecare dată uși și porți deschise pentru a construi acolo, la catedră, în colegiile și liceele ieșene, profilul care să răspundă exigențelor dumneavoastră în ceea ce privește absolventul de liceu. În acest an școlar am avut privilegiul de a organiza la Iași Olimpiada Națională de Biologie, prilej cu care peste 400 de elevi au ajuns la Iași să viziteze centrul de simulare și amfiteatrele Universității de Medicină și Farmacie. Sunt convinsă că dintre aceștia mulți se regăsesc astăzi printre bobocii dumneavoastră și mă refer la cei care tocmai au absolvit clasa a 12-a, pentru că impresiile pe care le-au mărturisit după ce au avut acest privilegiu nu au egal. Sunteți, dragi studenți, privilegiați. Privilegiați nu numai din prisma faptului că începeți sau continuați studiile într-un spațiu educațional cu totul aparte, cel care este nucleul de iradiere educațională, pentru că, da, aici, în 1860, s-a înființat Universitatea din Iași, prima de altfel la nivel național, dar și pentru că alături de voi, în fiecare zi, slujesc aproape 1000 de profesori desăvârșiți. Este motivul pentru care trebuie să înțelegeți că domeniul ocupațional, profesional pe care vi l-ați ales, are un statut cu totul aparte. Probabil că nici unde nu se regăsește mai mult asocierea între un profesionist, un medic și o replică la scară umană a demiurgului, întrucât dumneavoastră influențați în mod cu totul și cu totul special destinele umane și reușiți să faceți parte din acea categorie profesională privilegiată spre care privim cu toții, nu doar cu speranță, dar și cu un respect desăvârșit. De aceea, în perspectiva destinelor profesionale extraordinare pe care le construiți în fiecare zi în această universitate, în numele colegilor mei din învățământul preuniversitar, vă doresc să vă bucurați de experiențe de învățare desăvârșite, să creșteți frumos în acest an, să aveți curajul de a vă fixa visuri dintre cele mai îndrăznețe, iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor profesori, să vă exercitați în continuare vocația profesională desăvârșită pe care ați demonstrat-o și care a confirmat, nu numai în România, ci și în cele peste 70 de națiuni din care vă recrutați studenții, să o confirmați, spuneam, această vocație și în acest an școlar și să aduceți în continuare strălucire spațiului educațional ieșean. Vivat, crescat, floreat, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași! Mulțumim foarte mult și vă amintesc, doamnă profesor, că profesorul Grigore Tepopa a condus corpul didactic în perioada interbelică și a fost și ministru al învățământului într-un guvern de un sfert de oră demis de comuniști, mai multe în cărțile pe care le vom publica. În continuare, reprezentanții autorităților locale vor fi împreună cu noi. Îl invit pe domnul prefect Petru Bogdan Cojocaru, instituția prefectului județului Iași. Bună dimineața, bună ziua tuturor! Cred că bună dimineața e mai potrivit pentru fiecare dintre noi. Domnule rector, domnilor rector, doamnă președinte a Senatului, stimați invitați, domnilor profesori, stimați studenți, mă bucur să fiu și anul acesta alături de voi. Din fericire pentru toată comunitatea academică din Iași,
Astăzi îi vedem împreună din nou pe reprezentanții tuturor universităților din Iași, ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că pentru mine cel puțin sunteți un exemplu din toate punctele de vedere, iar dacă acest exemplu pleacă din lumea academică, cu siguranță poate fi preluat de oricine, inclusiv de noi cei care lucrăm în administrația sau vă reprezentăm în administrația publică locală și centrală și, de ce nu, inclusiv la nivel politic. Ne-am asumat acest rol ca la nivelul prefecturii pentru proiectele majore pe care le avem la nivelul județului să facem acest lucru în așa fel încât exemplul pe care îl dați dumneavoastră de fiecare dată de a lucra împreună pentru comunitatea pe care o reprezentați, să putem și la nivelul prefecturii să avem reprezentați din tot spectrul politic și din toate instituțiile publice, în așa fel încât marile proiecte necesare pentru județul nostru să meargă înainte cu ușurință. Mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră și în primul rând vreau să vă felicit pentru munca pe care ați depus-o până aici, pentru că pentru a ajunge pe băncile acestei facultăți nu e tocmai ușor. Și știm cu toții acest lucru și chiar înainte de a veni la microfon, doamna inspector general, doamna Antoci, îmi spunea că anul acesta cred că e și un record, domnule rector, că sunt foarte mulți studenți care au intrat la dumneavoastră în universitate și media ei sau media cu care au intrat este foarte, foarte mare și anume undeva în jur de 9-50 s-a cam oprit tot ceea ce înseamnă accesul colegilor studenți în zona de studii fără taxă. Ceea ce înseamnă că nivelul este unul foarte ridicat. Știm că pentru a ajunge aici depuneți un efort consistent, dar vreau să vă felicit și pentru un alt lucru, pentru că, așa cum am spus și anul trecut, în momentul în care faceți această alegere, dumneavoastră știți deja ce urmează să faceți și ce vă doriți să faceți pentru toată viața. Coordonez activitatea unor structuri MAI, printre care și pompierii, pe care îi respect foarte mult, iar pentru dumnealor nu există să abandoneze o misiune, indiferent de gravitatea sau de pericolul la care se expun. La fel consider și le-am mulțumit tot timpul pentru acest lucru. La fel, și sper să nu vă deranjeze această comparație, așa cum pompierii își asumă orice risc pentru a salva vieți, consider că și dumneavoastră vă asumați foarte multe sacrificii, în primul rând pentru a deveni specialiști într-un anumit domeniu și apoi dedicându-vă în totalitate zi de zi, lună de lună, an de an, pentru cei care vin pe patul de spital și să-i reușiți și să încercați și în mare parte și reușiți să-i faceți bine. Ceea ce cred că din partea noastră a reprezentanților politici și administrativi trebuie să regăsim soluțiile și variantele prin care să putem întoarce putem întoarce printr-o formă de respect, prin investiții, prin proiecte, printr-o formă de respect tot ceea ce înseamnă munca pe care dumneavoastră o depuneți zi de zi, lună de lună. Iar obiectivul principal pe care personal îl am, pentru că sunt înconjurat și acasă, așa cum poate unii dintre dumneavoastră știți, de persoane care au terminat această facultate, îmi doresc ca, așa cum în anul 2018 s-au putut face niște eforturi în așa fel încât cei care lucrează în acest domeniu să beneficieze de condiții, din punct de vedere financiar și nu numai, mai bune, îmi doresc ca în acest moment să găsim acele resurse în așa fel încât majoritatea dintre dumneavoastră, cei care sunteți în anul 1, dar și ceilalți studenți care sunt în anul 2, anul 3 și așa mai departe, să găsim resursele necesare în așa fel încât majoritatea dintre dumneavoastră să rămână în țară. Pentru că știm că cei care au plecat poate și din cauza condițiilor financiare, dar în primul rând au plecat din cauza condițiilor în care trebuiau să-și desfășoare activitatea. Din fericire, noile tehnologii sunt îmbrățișate și în
spitalele noastre, sunt aduse în spitalele noastre și îmi doresc ca aceste condiții să fie din ce în ce mai bune, în așa fel încât mare parte dintre dumneavoastră să rămână în țară. În final vreau să-l felicit pe domnul rector pentru că, la fel cum am sesizat acest lucru și la nivelul Universității Cuza, sunteți un om gospodar, în afară de faptul că sunteți un foarte bun profesor, un foarte bun chirurg, sunteți și un foarte bun gospodar și, repet, exemplul pe care dumneavoastră îl dați, mediul academic, cu siguranță poate fi preluat și în zona academică. Îmi doresc ca dumneavoastră, stimați studenți, să-i stoarceți de informații pe profesorii dumneavoastră. Domnilor profesori, vă urez și eu, așa cum a făcut-o și domnul rector, multă răbdare și să faceți din acești studenți cei mai buni medici care să profeseze aici, acasă, în România. Mult succes în continuare și vă sprijinim din toate punctele de vedere. Îl invităm la cuvânt pe domnul Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași. Bună ziua tuturor! Mă bucur mult că suntem din nou împreună și vă mărturisesc că această invitație mă onorează din trei considerente. În primul rând, pentru acest frumos început de an universitar pentru comunitatea ieșeană și pentru că orice început în orice domeniu este poate și cel mai greu, dar și cel mai frumos pas dintr-un drum pe care trebuie să-l parcurgem împreună. Acum am și această tristețe pentru că domnul rector Scripcariu, doamnă președinte a Senatului Căruntu, domnul rector, doamnelor și domnilor prorectori, stimate oficialități, mi-ar fi plăcut să fiu unul din cei 1341 de boboci sau din ceilalți 596 care astăzi încep acest început de drum în pregătirea lor și ca profesioniști și ca oameni. Și eu, ca mulți dintre cei care sunteți în anul întâi, la jumătatea distanței dintre Iași și București, născut în Adjud, am ales Iașul, am ales Universitatea Alexandru Ioan Cuza și mă bucur foarte mult că astăzi fac parte, ca și dumneavoastră de altfel, din această frumoasă familie ieșeană a României. Este un început frumos de an universitar pentru studenții din cele 50 de țări care au ales Iașul ca centru de excelență în educație și evident să se formeze ca oameni și ca specialiști, cu speranța că unii vor rămâne în Iași și alții se vor întoarce în țările de proveniență și vor duce mai departe renumele acestui frumos centru universitar. Este un început de drum și pentru cadre didactice care trebuie să vă mărturisesc. Nimeni nu ar fi fost în această sală dacă dumneavoastră sau predecesorii dumneavoastră nu ați fi făcut din Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași un centru de excelență și de renume la nivel mondial. Pentru că dumneavoastră sunteți cei care ați făcut posibil ca din cele 6 universități de medicină și farmacie din România, doar una să fie recunoscută în Statele Unite și Canada. Și aceea este Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa, iar meritul este exclusiv al dumneavoastră. Este un început de drum pentru dumneavoastră, pentru că pasiunea și misiunea pe care v-ați ales-o, să formați oameni de bază ai comunității noastre, oameni care vor excela și în educație, dar mai ales în medicină, vor duce mai departe ceea ce are mai frumos Moldova și anume renumele comunității în care trăim. Iar cei care sunteți 1341 plus 596 plus toți cei care sunteți în anul 2, 3, 4, master și doctorat, îmi doresc enorm de mult să rămâneți aici pentru că Iașul este probabil cel mai frumos oraș din România și chiar merită să trăim cu toții aici. Asta a fost un gând de început de an, pentru că și noi, autoritățile, suntem tot cu niște începuturi. Mi-aș dori foarte mult să prindem acest început al construirii Spitalului Regional de Urgență de la Iași. Pentru că orice început în viață, și când facem casa, și când facem, e cel mai greu. Dar eu sunt convins că îl vom face împreună. Vă mărturisesc că am așteptat poate prea mult timp să fie construit, eu nu fac
și de o parte și de alta eșichierului politic, cu toții am fost vinovați. Dar cred că Iașul nostru ar fi meritat de mult, mai de mult, să avem infrastructură medicală de calitate. Pentru că vă întreb, stimați membri ai corpului academic și stimați studenți, dacă nu în Iași să investim în educație și în sănătate, în care oricare alt județ al României? Pentru că vă mărturisesc astăzi, Iașul are nevoie în toate specializările în care veți, pe care le veți alege sau care sunt astăzi la UMF, are nevoie de investiții. Pentru că profesioniști avem. Dincolo de ceea ce înseamnă astăzi UMF-ul, avem o colaborare instituțională cât se poate de bună cu domnul profesor Oprea și întreg Colegiul Medicilor. Avem o relație foarte bună instituțională cu Casa de Asigurări de Sănătate, cu domnul Țibichi și tot ceea ce înseamnă finanțarea sistemului medical. Avem o colaborare cât se poate cu doamna Gâscă și tot ce înseamnă astăzi DSP-ul. Avem o colaborare și sunt ai dumneavoastră, managerii spitalelor din Iași. Pentru că, stimați studenți, cei care ați ales Iașul, gândiți-vă că în județul nostru sunt numai puțin de 18 entități medicale de stat, 18 spitale, plus toate celelalte entități private. Iar eu vreau să vă mulțumesc, domnule rector Scripcareu și corpului academic de la UMF Iași pentru buna colaborare pe care o avem împreună cu Consiliul Județean. Pentru că entitatea pe care o conduc are numai puțin de 6 spitale. Avem Spitalul de Copii Sfânta Maria, avem oncologia, avem Spitalul de Boli Respiratorii, avem infecțioase și cele două maternități cu Zavodă și Elena Doamnă. Și atunci când vine vorba despre Iași, trebuie să fim o singură voce. Pentru că cele 5 din cele 6 spitale pe care le are astăzi Iașul operează ca spitale regionale deja. Și aș vrea să vă spun un of al meu. Și cred că ar trebui să învățăm cu toții și cei mai în vârstă și cei mai tineri și cei cu mai funcții mai mari și mai puțin importante. Suntem noi uniți atunci când vine vorba despre interesul Iașului? Pentru că dacă am vorbit cu toții aceeași limbă și dacă am simțit cu toții că suntem acționari în ceea ce înseamnă sistemul medical ieșean, am putea să vorbim cu o singură voce, fie la Bruxelles, fie la București, atunci când vine vorba despre drepturile noastre. Pentru că dacă este să mă refer la noul sau acest PNRR, Iașul a fost depunctat cu 15 puncte, rețineți, a fost depunctat cu 15 puncte pentru că noi avem Spital Regional de Urgență la Iași. 15 puncte și cu toate astea am intrat cu Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară, suntem pe locul 2 în lista de rezervă. Dar eu vreau să vă fac o aducere aminte. De 10 ani cel puțin, din 2012, se vorbește despre Spitalul Regional de Urgență la Iași. I-am numărat, stimați membri ai corpului academic, 18 miniștri. 18 au spus că în mandatul lor vor începe lucrările la Spitalul Regional de Urgență. Și ar fi trebuit ca în momentul în care au anunțat punctajul de la președintele Consiliului Județean Iași, la prefect, la primar, la rector, toți și studenții, până și studenții din anul 1 sau 2, 3, ar fi trebuit să fim o singură voce, să spunem că este nedrept să fim depunctați. Pentru că dacă am fi avut împreună astăzi IRMC-ul pe lista finanțării la PNRR, puteam să ne batem așa cum o facem deja pentru Spitalul de Boli Respiratorii pe care vom construi în Bucim, pentru Centru de Excelență la Nicolae Oblu, pentru Centru de Proton de la IRO și toate celelalte investiții pe care le facem împreună. Pentru că vă mărturisesc, e așa, că am facut, așa trebuie să fie și în viața academică. Trebuie să facem astăzi ceea ce trebuie făcut astăzi și nu cum am funcționat noi de-a lungul istoriei, ci că ceea ce face astăzi nu lăsa pe mâine, ci pe poimâine, pentru că până atunci ori nu mai este nevoie, ori se uită. Mă bucur mult că suntem împreună și sper cu adevărat să simțim acest și patriotism local și interes comunitar care practic ne va face viața mai frumoasă în acest oraș în care cu toții trăim. Vă mulțumesc și mult succes în noul an universitar! Mulțumim! Le invit pe domnul primar al municipiului Iași, domnul Mihai Chirica, vă rugăm! Se poate de scurt. Stimate domnule rector și stimată doamnă președinte a Senatului, stimați domn rector și prorectori, stimați invitați, dragi studenți, stimați profesori, e o deosebită onoare să
Mă aflu în această sală la deschiderea noului an universitar. Vă mulțumesc pentru invitație. Pentru că suntem într-una dintre cele mai prestigioase universități de medicină și farmacie din România, dacă nu chiar cea mai prestigioasă, o instituție care este o emblemă pentru noi ieșenii și pentru tot mediul academic medical. Sigur, nu este foarte comod să stai în fața unor personalități academice din domeniul medical și nu numai din domeniul medical, dar, așa cum spuneam, mă onorează și mă inspiră în același timp. Iașul este o cetate, o citadelă a educației, așa cum s-a clădit de-a lungul istoriei sale, dar ceea ce am înțeles de-a lungul carierei mele de primar este că nu noi alegem cetatea, ci cetatea ne alege pe noi și ne îndeamnă să facem din Trânsa una în care să fie reprezentativă pentru întreg neamul românesc. Sunteți o școală a diplomației românești, pentru că mare parte dintre cei care au venit din țările de unde provin și astăzi au calitatea de studenți sau absolvenți vor deveni, să spunem, purtătorii de cuvânt ai noștri în țările de origine și poate unii dintre ei vor ajunge oameni politici sau vor guverna în țările domniilor lor sau chiar vor conduce acele țări, ceea ce s-a mai întâmplat. Și nu numai cu studenți provenind de la Universitatea de Medicină, ci și de la celelalte universități ieșene. Deci avem o responsabilitate comună în plus pentru a oferi imaginea unui oraș, a unei țări, care poate să reprezinte, să spunem, un obiectiv important în politica internațională, indiferent dacă vorbim din statutul de om politic sau de membri ai corpului academic românesc. Este de asemenea o oportunitate foarte mare pentru a putea să ne creștem valoarea întregii comunități. E foarte dificil să vorbim despre obiective atinse și neatinse din statutul de om politic, pentru că ar trebui să îmi fac ori critică, ori autocritică, dar sigur, asta nu înseamnă că nu putem să ne ducem mai departe obiectivele pe care ni le-am asumat. Iașul este un oraș frumos, iar personalitatea care patronează această universitate, Grigore Tepopa, ne spune din experiența domniei sale, la vremea domniei sale, cea de medic, publicist, dar și de foarte fin chirurg a stării sociale a României de atunci, că se poate și sunt șanse. Și optimismul trebuie să ne domine și să ne îndemne să facem lucruri din ce în ce mai bune. Sunt convins că acest lucru se va petrece aici, în Universitatea de Medicină și Farmacie, și sunt convins că întreg corpul academic ieșan are această contribuție pentru a crește prestigiu și demnitatea unui oraș și a unei națiuni. De aceea, la început de an, vă doresc să aveți rezultatele pe care vi le-ați propus. Să scoateți medici buni pentru noi și pentru ei înșiși. Să facă din profesia lor o artă și să ducă mai departe mesajul că au făcut această școală la Iași, în România, într-o țară de pe flancul estic al Uniunii Europene, intens și foarte greu frământată de toate provocările internaționale. Stimată doamnă președinte, permiteți să vă ofer un buchet de flori, un an bun, universitar, personal și de familie. Stimate domnule rector, permiteți să vă urez mult succes și să spun cu voce tare și sinceră. Am avut și avem o colaborare excelentă cu Universitatea de Medicină și Farmacie. Proiecte pe care le-am dus împreună, care arată faptul că unitatea și consistența în gândirea pozitivă este benefică atât pentru instituția pe care domnia sa o conduce, dar și pentru celelalte instituții cu care colaborăm. Mult succes în ceea ce mulțumim. Îl invit pe domnul Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, să transmită mesajul înalt preasfințitului părinte Teofan. Vă rugăm. Domnule rector, doamnelor și domnilor profesori, dragi studenți și părinți, stimat auditoriu, îmi revine onoranta misiune de a transmite un cuvânt de binecuvântare, de prețuire și de felicitare a înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei,
la acest moment de deschidere a anului universitar, de aici, de la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. La momentul în care are loc acest moment festiv, în bisericile ortodoxe se roștește fragmentul evanghelic care face referire la pescuirea minunată, cea care ne amintește că toată truda noastră, cu greu, își poate arăta roadele sale dacă omul nu e în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Mână mai la adânc, ne spune Hristos. Studiați mai mult, cercetați mai în profunzime și ascultați de cuvântul lui Dumnezeu, trăind clipă de clipă în dragostea sfântă cu care ne învață Hristos să trăim. Căci spune Apostolul neamurilor, tainele toate de le-aș cunoaște și orice știință și dacă dragoste nu am, nimic nu sunt. Am nădejdea că cei de față și cei care vor absolvi cursurile acestei universități de elită a învățământului românesc vor face alegeri înțelepte și inspirate și că vor aduce, din dragoste pentru semeni, multă alinare în lume. Medicul are, la fel ca preotul, o situare privilegiată în câmpul vieții și al activității sale de zi cu zi, experind mereu taina vieții și miracolul vindecării, însoțind pe om în fiecare dintre etapele vieții. Medicul, la fel ca preotul, cuprinde prin toate aceste ipostaze ale vieții condiția umană în toată complexitatea ei, întrevăzându-i și puterea și sfârșitul, și darurile, și vulnerabilitățile, și scăderile, dar și rodirea. Numeroasele cercetări în domeniul medical evidențiază efectul benefic al vieții spirituale asupra sănătății sufletești și trupești. Tocmai de aceea, dialogul dintre medicină și spiritualitatea creștină nu e numai necesar, dar și inevitabil, întrucât viața Bisericii lui Hristos și cea a spiritualității creștine constituie un fundament pe care s-au constituit istoric inițiative cu caracter medical și filantropic. Acesta este și unul din motivele pentru care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2024 pastorației și îngrijirii bolnavilor și comemorării tuturor sfinților tămăduitori fără de arginți. Tuturor celor de față și tuturor studenților și ostenitorilor acestei universități, vă dorim sănătate, spor în tot lucrul cel bun și să aveți bucuria lucrului împlinit după gândul lui Dumnezeu și în folosul oamenilor. Vă mulțumesc! Mulțumim. Îl invit pe preotul dr. Lucian Păuleț, profesor la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași, să transmită mesajul excelenței sale monseniorul Iosif Păuleț, episcopul dieceziei Romano-Catolice din Iași. Vă rugăm. Stimate domnule rector, distinși membri ai Senatului, onorate autorități, dragi studenți, distins auditoriu, invitația domnilor voastre de a participa la ceremonia de deschidere a anului universitar îl îmbucură și îl onorează pe episcopul catolic de Iași, Iosif Păuleț. E într-adevăr un semn de mare cinste a fi invitat de Universitatea de Medicină și Farmacie, a cărei excelență în programele academice și de cercetare de ieri și de azi este renumită. Preasfinția sa apreciază mult, foarte mult, eforturile și progresele făcute de știința și arta medicinii, ale cărei taine domniile voastre, profesori și studenți, le pătrundeți. Munca asiduă, riguroasă, științifică și jertfele dumneavoastră sunt, desigur, în folosul omului. Ființa înzestrată cu o demnitate unică, transcendentă, divină. Acestor eforturi ale domniilor voastre li se alătură și biserica, întrucât omul, și mai ales omul fragil, vulnerabil, bolnav,
trupește sau sufletește, a fost dintotdeauna beneficiarul grijii preferențiale a lui Dumnezeu și de aceea și a bisericii. Când medicina și teologia lucrează împreună, omul întreg, trup și suflet, este alinat și vindecat. Împreună medici și preoți avem o grijă sacră față de semenii noștri. În sfârșit, sunt aici ca, în numele Episcopului Catolic de Iași, să vă exprim mulțumirea noastră din inimă pentru slujirea demnă a domniilor voastre, iar studenților, mai ales, nu în mod exclusiv, desigur, dar mai ales studenților, vă dorim să începeți noul an academic cu entuziasm, cu curaj, cu dăruire, cu pasiune, cu speranțe și să nu uitați, Domnul prea bunul vă îndrăgește în fiecare pas al existenței voastre și vă spune poți mai mult, țintește mai sus, cât mai sus. And to the international students, Godspeed. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult. În continuare, vor fi în fața noastră doamnele decan de la facultățile universității noastre și o invit la cuvânt pe doamna profesor universitar doctor Ionela Lăcrămioara Șerban, decan al Facultății de Medicină a universității noastre. Vă rugăm. Stimați invitați, stimate cadre didactice, dragi studenți, îmi face o deosebită onoare să mă adresez dumneavoastră la deschiderea anului universitar. Vă rog să-mi îngăduiți să salut în primul rând studenții din anul întâi ai Facultății de Medicină și să le urez bun venit în comunitatea noastră academică. Dragi studenți, fiți siguri că ați ales o meserie nobilă care poate fi profesată doar dacă dobândiți o temeinică pregătire profesională și o veți practica cu responsabilitate și conștiinciozitate. Studiile universitare vă vor ajuta să faceți performanță în acest domeniu, dar succesul și statutul social la care aspirați depind numai de voi. Vă invit să participați la toate acțiunile facultății noastre, fie educaționale, fie sociale, să participați, să faceți parte din echipe de proiect și din activități de voluntariat, să fiți studenți buni și atunci profesorii noștri vor fi mândri de voi. Să fiți studenți buni și vă veți bucura de apreciere și succes atunci când veți practica această meserie nobilă. Stimate cadre didactice, dragi colegi, vă doresc și dumneavoastră un an academic bun, în care provocările să reprezinte imbolduri și pași spre schimbare și dezvoltare. Îmi doresc ca, împreună cu dumneavoastră, să consolidăm forța facultății noastre, să continuăm să o transformăm într-o instituție puternică, capabilă să răspundă nevoilor prezentului și să pregătească studenții pentru provocările viitorului. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă decan. Doamna profesor dr. Monica Silvia Tatarciuc, din partea Facultății de Medicină Dentară, decanul Facultății de Medicină Dentară. Vă rugăm. Stimat auditoriu, dragi colegi, dragi studenți, trăim împreună un nou început. Începutul unui drum e sinonim întotdeauna cu bucuria.
cu emoția și cu speranța parcurgerii lui cu bine. Parcursul înseamnă să experimentezi, înseamnă să trăiești provocări, să-ți stabilești obiective, să-ți stabilești strategii, să-ți faci o echipă cu care să poți să le atingi. Finalul înseamnă împlinire, satisfacție, maturizare și experiență câștigată spre a porni către alte orizonturi. În tot acest drum, corpul academic al Facultății de Medicină Dentară, conducerea facultății și a universității, tutorii de an, departamentul administrativ și cel al secretariatului, vă vor fi mereu alături, spre împlinirea formării dumneavoastră ca medici, ca tehnicieni dentari sau ca asistente pentru domeniul medicină dentară. Mulțumim familiilor dumneavoastră care au avut încredere că formarea dumneavoastră se va face într-o universitate de elită. Mulțumim profesorilor de liceu care v-au deschis calea către acest domeniu. Și vă mulțumim vouă, tinerii studenți, pentru că ne-ați ales parteneri în drumul dumneavoastră către succes. Vă doresc să vă bucurați de această experiență uimitoare, să împărtășim aceeași bucurie și emoție la momentul absolvirii. Mult succes în noul an universitar. Welcome to everyone and good luck. Soyez bienvenus et succès à tous. Vă mulțumim. Vă invit pe doamna profesor universitar dr. Lenuța Profire, decan al Facultății de Farmacie, vă rugăm. Distinși invitați, stimați colegi, dragi studenți, onorată audiență, dragi bobocei, vă urez bine ați venit în facultatea noastră și vă felicit pentru alegerea făcută, care sunt convinsă că vă va aduce multe satisfacții. Profesia pe care ați ales-o, fie cea de farmacist, fie cea de cosmetolog, sunt profesii frumoase, guvernate de valori fundamentale, precum respectul, integritatea, încrederea, compasiunea, generozitatea și înțelepciunea. Pe de o parte, profesia de farmacist vă va deschide multiple oportunități de dezvoltare în carieră, de la farmacia publică, farmacia de spital, farmacia clinică, la industria farmaceutică, companii cu specific de produse dermatocosmetice, suplimente, produse naturale. La acestea se adaugă instituții de cercetare, laboratoare de control al medicamentului, laboratoare de toxicologie, cele clinice și, nu în ultimul rând, agențiile de reglementare a medicamentului, fie ele naționale sau europene. La rândul ei, profesia de cosmetolog vă va deschide calea spre a profesa în arta frumuseții și înfrumusețării, atât în țară cât și în străinătate. Veți putea alege dintr-o paletă largă de oferte, de la saloane și cabinete de cosmetică, centre de înfrumusețare, centre dermatocosmetice și anti-aging, până la companii și laboratoare de produse cosmetice și de îngrijire personală, laboratoare de cercetare, dezvoltare în domeniul cosmetic și, nu în ultimul rând, puteți alege să fiți consultat cosmetic în unități farmaceutice. Facultatea vă oferă multiple oportunități pe care vă îndemn să le accesați la maximum. Mobilități internaționale, programul Erasmus+, plus Student Exchange Program, mobilități naționale prin programele Interpharma și Interpractice, intership-uri în țară și străinătate în cadrul unor parteneriate stabilite cu companii farmaceutice, centre de cercetare, dezvoltare, inovare, universități, unități sanitare. Programe academice în parteneriat cu compania antibiotice, Performa Plus, Școala de Vara Plus, proiecte de cercetare naționale și internaționale, proiecte și workshop-uri de dezvoltare personală.
Dragi studenți, mai mari și mai mici, vă îndemn să investiți și să credeți în voi, să visați și să fiți motivați pentru a vă transforma visele în realitate. Am convingerea că înaltul profesionalism al întregului corp academic va reuși să aprindă și să mențină în voi flacăra vie a cunoașterii și curiozității științifice. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru pasiunea și dăruirea cu care an de an îndrumați generații de studenți. Vă doresc tuturor un an universitar cu multă sănătate, bucurii și împliniri pe plan profesional și personal. Mult succes tuturor! Mulțumesc! Mulțumim! O invit pe doamna profesor universitar dr. Anca Galaktion, decan al Facultății de Bioinginerie Medicală. Vă rugăm! Stimați invitați, dragi colegi și studenți, este un moment sensibil, un moment emoționant în care studenții noștri din anul întâi s-au uitat la noi cu multă curiozitate zilele trecute când am avut Orientation Day, până acum câteva luni sub bagheta doamnei inspector general, acum cu multe speranțe și cu puțină teamă, poate, uitându-se la noi. Au vizitat facultatea, au vizitat chiar și capela, unde se duc foarte adesea, fie că sunt ortodoxi, catolici, musulmani, protestanți sau Jedi, în special înainte de examene. Le-am explicat ce înseamnă bioingineria și de multe ori expunând faptul că noi învățăm și anatomie, și matematică, și fiziologie, și informatică, am înțeles cu toții că suntem cumva la interfața dintre domenii. Numai că nu este o achiziție a zilelor noastre această interdisciplinaritate și această activitate a oamenilor de știință. În 1854, cântărețul de operă spaniol Manuel Vicente García inventează laringoscopul. În 1895, fizicianul Wilhelm Conrad Röntgen a descoperit razele X, despre care știm că au revoluționat medicina și fizica. A și primit primul premiu Nobel pentru fizică în 1901. Un sistem inovator care susține respirația a fost imaginat de inginerii de la echipa Formula 1 Mercedes, care au dezvoltat un sistem care duce oxigenul către plămâni fără a fi nevoie de un ventilator. Inginerul biomedical român Ioan Cosmescu, care a plecat în anii 80 în Statele Unite, a avut peste 150 de invenții în electrochirurgie și lasere, a primit și premiul de inovatorul anului în Medical Biotechnology de către Arizona Innovation Network. Tot un medic român, precursorul mondial al ciberneticii, îl știm deja pe medicul militar Ștefan Odobleja. În onoarea sa a fost înființată și Academia de Cibernetică din Elveția. Despre tomografia axială computerizată ne leagă tot un inginer britanic, Godfrey Hounsfield. În 1958, inginerul american Wilson Gredbich, cel care are și peste 300 de brevete, bine că la ei cumva durează mai puțin de 7 ani cât durează la noi de la depunerea documentației la OSINT până ne primim brevetul, deci lui ar fi trebuit mai mult de 2100 de ani numai de viață ca să aibă aceste invenții, dacă ar fi trăit în România. El a încercat să înregistreze impulsuri electrice cu un aparat de înregistrare a ritmului cardiac. Din greșeală a adăugat o componentă care producea impulsuri electrice în loc să le înregistreze. Imediat a realizat că tocmai a simulat o bătaie a inimii și fascinat a renunțat la vechiul proiect și a dedicat timpul creierii pacemaker-ului modern care poate fi implantat. De fapt, despre ce este vorba? De faptul că împreună putem să ducem lucrurile mai departe
Și de foarte multe ori pe parcursul acestei deschideri s-a rostit cuvântul împreună și cuvântul excelență. Cred că putem să punem un semn matematic între aceste două cuvinte și, de fapt, împreună este egal cu excelență. Pentru că împreună, fie că suntem medici, farmaciști, bioingineri, fizioterapeuți, cosmetologi, asistenți medicali, stomatologi, putem să împingem lucrurile astfel încât societatea românească să progreseze și să ne placă nouă înșine viața în care trăim și să nu mai plecăm, nu? În final, îi sfătuiesc pe studenți și în special pe cei de anul întâi să se adapteze ușor, să dea dovadă de creativitate și de perseverență. Cadrelor didactice, colegilor mei, loiali Universității de Medicină și Farmacie din Iași, îi invit să dea dovadă de solidaritate, de onestitate, de toleranță și între noi, de fapt, de caracter, astfel încât să avem un an universitar echilibrat și să atingem performanța pe care ne-o dorim și o merităm cu toții. Succes tuturor! Vă mulțumim! Sunt împreună cu noi vocile studenților și o voi invita pe Alexandru Strugariu, reprezentanta studenților în Consiliul de Administrație al Universității și al Societății Studenților Mediciniști. Bună ziua tuturor! Onorat auditoriu, stimate cadri didactice și dragi colegi, pe scurt, vă doresc tuturor un an universitar încărcat de cât mai multe reușite și satisfacții, iar fiecare dintre noi să reușească să-și adauge aportul dorit. Dragi bobocei, vă încurajez să profitați de toate oportunitățile care vă vor apărea în cale și vă țin pumnii să reușiți să vă conturați cei mai frumoși ani de studenție posibil. Curaj și mult succes! Mulțumesc! Mulțumim! Luisa Tercmani, reprezentantul studenților la linie de predare în limba engleză și vicepreședinte al filialei Iași a studenților mediciniști europeni. Honorable Sir Rector, esteemed Madam Dean, respected members of the Senate, distinguished university leadership, beloved professors, esteemed guests, and honorable mayor. I stand before you today with profound gratitude, representing the vibrant international student community of our university. As a representative of EMSA Iași, I want to underscore the privilege we enjoy in actively participating in our institution's orientation days and welcoming of our first years. Although EMSA was founded in Brussels, Belgium, in 1990, it only became part of UMFE Iași in 2019. In this brief period, EMSA Iași has grown remarkably, evolving into a dedicated team of 38 students. We now proudly represent not just one, but two faculties, general medicine and dental medicine. Our mission extends beyond faculty boundaries as we passionately advocate for the interests and concerns of the entire international community, effectively bridging the gap between faculty and students. Over the past year, we orchestrated and successfully hosted an impressive total of 45 conferences and workshops. These events played a pivotal role in broadening our students' horizons, deepening our understanding of diverse medical topics, and fostering an environment conducive to continuous learning and growth. Among these exceptional events, I take immense pride in highlighting that we had the distinct honor of hosting three conferences with international speakers from diverse corners of the globe. We welcomed speakers from as far away as Alaska, Toronto, and India, each contributing their unique insights and perspectives, enriching our discussions. These interactions not only broadened our global perspective, but also emphasized the power of collaborative efforts, transcending borders to advance medical knowledge and practice.
These conferences serve as a constant reminder that we are more than just a student association. We are an indispensable part of a global network comprised of 135 EMSAs in medical universities throughout Europe. Being part of such a large-scale multicultural association not only encourages the exchange of cultural and academic diversity, but also promotes mutual understanding and unity and mobility among future healthcare professionals. Nevertheless, it is essential to acknowledge that our presence here today and all that we have achieved is a testament to the unwavering support of our university. Speaking on behalf of my entire team and the student body, I wish to express our deep gratitude for the opportunities and encouragement generously provided by our university's leadership and dedicated teaching staff. This support empowers us to engage in even more extracurricular activities, persistently striving for excellence and nurturing our aspirations to become exemplary physicians. And to our freshmen, I offer a few words of advice. In the world of medicine, curiosity is your compass and compassion is your guide. Study always in depth, understand the intricacies of the human body, the causative factors of diseases, and keep in mind that though good medical knowledge is the foundation of good patient care, mere memorization is insufficient when facing a living patient. Recognize that each patient is an individual deserving of the utmost respect and care. Listen attentively to their concerns, make patient-oriented decisions, and uphold the highest ethical standard in your practice. Welcome to this noble profession and welcome to the family of healthcare providers. Congratulations to our new generation of students and future doctors. Thank you. Mulțumim foarte mult. Anunțăm că tocmai s-a tradus jurnalul american al lui Grigore Tepopa în limba engleză și se va lansa, domnul rector va lansa la un eveniment acum care va avea loc în curând internațional, găzduit de universitatea noastră. Îl invit alături de noi pe Florian Cușevelu, reprezentantul studenților de la linia de predare în franceză în Senatul UMFIA și președinte al Asociației Medicale a Studenților Francofoni din Iași. Domnule rector Ioare Scripcariu, stimați rector, stimați reprezentanți ai autorităților ieșine, dragi membri ai Consiliului de Administrație, Senatului și personalului didactic, chers étudiants. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au sein de l'Université de médecine et de pharmacie Grigore Tepopa de Iași. Je vous remercie sincèrement de me donner l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui au nom de l'Association médicale des étudiants francophones de Iași, en cette journée exceptionnelle de cérémonie d'ouverture de l'année universitaire. C'est un honneur pour moi de représenter cette association et de partager ce moment avec vous tous aujourd'hui. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude envers les dirigeants de l'Université de médecine et de pharmacie Grigore Tepopa de Iași. Votre soutien continu et votre engagement envers l'excellence dans l'éducation médicale sont précieuses. Vous fournissez un environnement académique stimulant et propice à la formation de la prochaine génération de professionnels de santé. Doresc să mulțumesc conducerii universității, domnule rector Ioare Scripcariu, proiectorilor domnule Radu Iliescu, doamne președinte a Senatului Irina Draga Caruntu și tuturor profesorilor pentru dăruirea și sprijinul acordat activităților noastre dincolo de cadrul didactic. En effet, grâce à votre précieux soutien, notre équipe de bénévoles a pu entreprendre le premier congrès international francophone de médecine et d'odontologie de Roumanie. Nous vous remercions pour votre dévouement qui a permis aux étudiants de participer à cet événement, rassemblant plus de 200 intervenants dans 18 nations différentes, plus de 270 activités scientifiques et plus de 900 participants sur une durée de 4 jours consécutifs à Iași. De asemenea, doresc să mulțumesc orașului Iași, domnule primar, care ne susține continuu în eforturile noastre sportive, evenimente și caritabile. Cet engagement fort envers notre association a joué un rôle essentiel dans la réalisation de nombreux projets, ainsi que l'organisation de ce congrès international qui a été un succès retentissant. Je tiens également
a exprimé notre reconnaissance envers la Roumanie. La Roumanie, avec sa richesse culturelle et sa bienveillance omniprésente, est un lieu privilégié pour notre apprentissage et notre croissance en tant qu'étudiants en médecine. Mais aujourd'hui, permettez-moi de m'adresser à nos étudiants en médecine présents ici. Vous avez choisi un chemin exigeant, mais ô combien noble, en poursuivant vos études de médecine, ici à l'Université de médecine et de pharmacie de Iași. Vos sacrifices, vos dévouements, votre passion pour la médecine et le bien-être des autres sont admirables. Je tiens à vous féliciter pour votre persévérance et votre travail acharné. N'oubliez jamais que vous êtes l'avenir de la médecine. Chacun de vous détient le potentiel de faire une différence significative auprès de la vie de vos patients. Continuez à apprendre, à grandir et à vous inspirer les uns des autres. En conclusion, mesdames, messieurs, nous sommes fiers de faire partie de la communauté de l'Université de médecine, et de pharmacie Grégory Tepopa de Iași. Nous nous engageons à continuer à promouvoir l'excellence dans le domaine de la médecine, à poursuivre nos efforts pour contribuer à la santé et au bien-être des patients et à renforcer les liens entre les étudiants en médecine, les professionnels de santé et la communauté locale. Merci de votre attention et de votre soutien continu. Succes, vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Înspre final, vă amintesc tot din periplul acesta intertransdisciplinar că la începutul lunii octombrie Universitatea este într-un parteneriat cu Teatrul Luceafăru, Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr și în premieră, cu prefața domnului rector, va apărea o carte fenomen și cu, să spun, o recenzie a profesorului Florin Amzică de la Montreal, cel mai important, unul dintre cei mai importanți epileptologi, Culisele creierului, epilepsia, perspective narrative și suntem parteneri în dramatizarea unui roman a unui autor din București, Bogdan Munteanu, legat de epilepsie. Deci primul parteneriat între o universitate de medicină și o instituție de artele spectacolului. Ulterior, împreună cu Muzeul Literaturii, Universitatea va aduce în sălile pe care le vom anunța scriitori importanți la Festivalul Internațional de Literatură Filit de la Iași și las ca surpriză pentru viitor la 31 octombrie în sala aceasta va fi unul dintre cei mai reprezentativi intelectuali ai României care va susține o conferință. Nu vă dezvălui încă numele domniei sale și încă nume mari se anunță în noiembrie și în decembrie, dar toate la timpul potrivit. Vă felicit, domnule rector, doamnă președinte, doamnelor decani, conducerii universității, a municipalității și județului, stimați rectori, și toate numele pe care le are fiecare universitate sunt repere la nivel național, repere de moralitate, de verticalitate. Vă mulțumesc, vă urez tuturor succes, sănătate și entuziasm și în spre încheierea acestei festivități împreună în poziție verticală, spiritualizați, așa cum ne-au spus reprezentanții care s-au adresat, vom intona împreună Gaudeamus.
Mulțumim foarte mult, succes și multă sănătate!